Hristos s-a înălțat. Bine ați venit și revenit în catedrala noastră pentru un concert de orgă. Încă de la început vă invităm să închideți telefoanele mobile pentru a asculta o muzică frumoasă la orga catedralei noastre. Despre începuturile muzicii de orgă știm doar atât, că ea s-a născut din îngemânarea sunetelor cu credința și glasul rugăciunii. Glasurile omenești s-au unit cu sunetele orgii încă de la începuturile creștinismului. Cu toate acestea, documentele ne vorbesc despre acest instrument încă din vremurile Greciei antice, când au fost construite niște instrumente muzicale numite hidraulus. Ctesibos din Alexandria a realizat un asemenea instrument muzical în secolul II după Hristos. În unele tratate muzicale arabe, numele lui Arhimede este legat de construcția orgii hidraulice. Orgă este un cuvânt provenit din grecescul organon și latinescul organum, ambele cu sensul de instrument sau mai degrabă de mecanism. Orga era un instrument muzical cunoscut în Bizanț, folosit la ceremoniile imperiale. De exemplu, Pepin cel Scurt, în anul 757, primește în dar o orgă. Mai târziu, în 812, Carol cel Mare primește tot din Bizanț o orgă. Totuși, locul de naștere al orgii de tip clasic este apusul european. Compozițiile muzicale pentru orgă au atins apogeul în perioada barocă, secolele 14-18, și tradiția a fost dusă mai departe și în epoca romantică. Cea mai veche orgă din lume, încă funcțională, se află în orașul Seaton, din Elveția, în Biserica Notre-Dame. Mai toate componentele orgii datând din secolul al XV-lea, mai precis anul 1430. Cea mai mare orgă din lume este amplasată într-un mall din Philadelphia, Statele Unite ale Americii, și a fost construită în anul 1904. Are 6 rânduri de clape și 28.482 de tuburi. În România, orgi monumentale se găsesc în Catedrala Evanghelică din Sibiu, în Biserica Neagră, din Brașov, dar și în alte orașe ale țării, precum București, Iași, Timișoara, Oradea. Instrumentul la care maestrul Alexandru Catău va cânta în această seară este orga clasică din catedrala noastră, Sfânta Fecioară Maria Regină. Ea are 3 manuale, un pedalier, 3.882 de tuburi și 43 de registre. Organistul Alexandru Catău s-a născut la 14 mai 1991 în Bacău. A început studiul pianului la vârsta de 10 ani la Școala de Artă din Bacău, urmând mai apoi Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. După terminarea studiilor în țară, și-a continuat studiile în Franța, la Paris. În prezent este student la Conservatorul de Muzică din Versailles, la clasa profesorului Jean-Baptiste Roban. A participat la cursuri de masterclass de interpretare și de improvizație în Franța, Germania, Italia și Serbia. A susținut recitaluri de orgă cu precădere în Franța, România, Elveția, Italia și Serbia. Din anul 2015 până în prezent este organist la Biserica Cœur Eucharistique de Jésus din Paris. Chiar dacă în epoca modernă concertele de muzică orgă și-au pierdut parcă din popularitate, în această seară, în liniștea tainică a bisericii, maestrul Alexandru Catău ne invită să redescoperim frumusețea acestui instrument numit Regina Instrumentelor. Vă dorim audiție plăcută!
Bună seara și bine ați venit! Aș dori să vă prezint programul din această seară cu scopul de a înțelege mai în profunzime lucrările ce vor fi interpretate, dar și pentru că orga nu face parte din cultura românească, iar repertoriul ei de concert rămâne mai puțin cunoscut la noi. Programul ar putea fi împărțit în două părți, prima parte cu transcripții, adică lucrări scrise originar pentru orchestră, dar care au fost transcrise la orgă pentru frumusețea lor, iar în a doua parte cu lucrări propriu-zise de orgă. Primele trei lucrări din această seară fac parte din opera Ballet a lui Jean-Philippe Rameau, Indile Galante. Această muzică barocă franceză se caracterizează prin ornamentație bogată, rit, culoare și melodicitate specifică operei. Uvertura este lucrarea care deschide opera, corul de a introduce auditorul în atmosfera care va urma. În a doua lucrare veți putea observa culori particulare ale orgii, precum și caracterul ei dansant, iar în celebrul Dans de Sauvage, care înseamnă dansul sălbaticilor, veți asculta un refren intercalat cu variațiuni pe această temă. Aș propune la acest concert să nu ne grăbim cu aplauzele după fiecare piesă, ci mai degrabă să le ascultăm pe cele trei într-o oarecare legătură. Vă mulțumesc!
Din Franța trecem Rhinul și ajungem în Germania, la Johann Sebastian Bach. Prima lucrare este un coral. Coralul este cântul principal al Bisericii Luterane, cum oficial muzica gregoriană este cântul Bisericii Romano-Catolice. Frumusețea acestei lucrări constă în suprapunerea unei melodii peste coral, aceasta fiind intonată cu un registru de trompetă. A doua lucrare, Sinfonia de la Cantata 29, aduce mulțumiri Domnului prin caracterul ei solemn. Cu această ocazie veți putea face diferența între barocul francez, ceea ce a fost înainte, și cel german. Thank you.
Toți am auzit de reputația simfoniilor lui Beethoven. Ceea ce mi se pare impresionant este faptul că reușește cu material puțin să exprime atât de mult. Lucrarea este un marș funebru și debutează cu acorduri simple, în registru grav, peste care mai apoi se vor suprapune melodii superbe. Dificultatea a constat aici în orchestrația piesei, adică în găsirea registrelor care o fac să se apropie de instrumentele de orchestră, orga în sine fiind o adevărată orchestră. Și aici aș dori să lăsăm lucrarea să se sfârșească în liniște, dat fiind caracterul ei funebru.
Acum am să vă vorbesc puțin despre improvizație. Aș dori să lămuresc puțin termenul de improvizație în muzică, dat fiind faptul că uneori utilizarea termenului are o conotație puțin negativă. Atunci când spui că improvizezi, înseamnă că te descurci, cânti ce-ți vine pe loc, o scoți până la capăt. Definiția termenului în Occident este mai degrabă o compoziție în timp real. Chiar dacă nu este o compoziție, scopul este de a avea o structură și un stil. Mi-am propus să mă lansez într-o improvizație ca și stil aflat între Beethoven și Vidor, să spun așa, inspirându-mă din Mendelssohn, Schumann, Brahms, dar fără a avea garanția că ea va respecta cu precădere stilul romantic, pentru că acest lucru depinde de inspirația și de atmosfera momentului.
Se pare că vom continua aproape în același stil. A fost un scherzo și va urma un scherzo, numai că de data asta un scherzo scris. A fost un andante și scherzo și acum va fi doar scherzoul de viitor. Intermețul din Sinfonia 6 este un scherzo rapid. Scherzo vine din italiană, scherțare, glumă, caracterizat prin valori scurte și virtuozitatea scriturii. Ea se află între două părți lente și are rol de a trezi puțin auditorul prin nervozitatea pe care o exprimă, părțile fiind foarte lente, a doua și a patra.
După cum spune și titlul, lucrarea are două teme. Tema cortegiului, a procesiunii, în care veți auzi intervenția clopotelor, și tema litaniei inspirată din litaniile a capela cântate de preoți. Va fi o temă care se va repeta continuu, crescând masa sonoră a instrumentului. Apoteoza lucrării va consta în îmbinarea primei teme, cea a cortejului, cu cea a litaniei. De menționat faptul că ne aflăm deja în anul 1925, când limbajul muzical devine puțin mai disonant, compozitorii simt nevoia de a se exprima în lucruri care nu s-au spus până acum. Pe scurt, originalitate.
Finalurile din simfoniile marilor romantici francezi erau adesea cântate la finalul slujbelor solemne. Veți asculta tema prezentată la pedalier, urmând mai apoi a fi transferată în toate registrele sonore ale instrumentului. Cu această lucrare veți putea auzi orga în cea mai mare putere a ei, aducând solemnitatea printre noi.
Aceste aplauze îndelungate spun totul în această seară. Într-adevăr, a fost o seară de înălțare sufletească pentru noi, cu ajutorul acestui instrument, orga, dar mai ales datuită maestriei cu care maestrul Alexandru Catău a executat diferite piese specifice pentru orgă, dar și din transcriere, cum a explicat foarte bine la început. Îi mulțumim foarte frumos pentru ceea ce ne-a dăruit în această seară. De mult n-au mai fost concerte de orgă aici în catedrala noastră, însă în această seară ne-am bucurat să auzim armoniile minunate pe care le poate oferi un instrument, dar mai ales, repet, datorită maestriei, talentului unui organist, cu speranțe mari pentru noi și mai ales ne bucurăm că este din zona noastră, din Bacău, și oricând poate veni să ne mai încânte cu diferite compoziții. Îl poftim aici în față ca să-l vedem mai bine. Mulțumim foarte frumos și în semn de prețuire noi oferim o diplomă care înseamnă un gest simbolic din partea noastră, dar mai mult poate aceste aplauze și bucuria pe care am trăit-o în această seară sunt răsplata cea mai mare pentru efortul pe care l-a făcut să vină de la Paris până aici la noi pentru a ne oferi aceste clipe de înălțare sufletească. Felicitări și mulțumiri din toată inima și din partea preasfințitului nostru episcop Petru, care e departe de țară, la Roma, dar știe de acest moment, din această seară. Mulțumiri și te mai așteptăm și altă dată. Am dus tratative să mai cânte o piesă. Și a avut de ales între Toccata și Fuga de Johann Sebastian Bach și Veni Sancte Spiritus. Și am optat pentru acest timp Veni Sancte Spiritus datorită faptului că ne aflăm în novena de pregătire la Rusalii. Așa că vom auzi o piesă de inspirație din muzica gregoriană, dar vom vedea acum surpriza care vine de la orgă și de la maestrul nostru, Alexandru Catău. Vreau să mulțumesc cu această ocazie și registrantului meu, nu știu dacă ați văzut aici, Gabriel Țebrean, seminarist, pentru că a acționat 130 de butoane. Sunt lucruri care probabil nu se văd la cameră. El a făcut toată registrația și el mi-a dat ideea, a zis, poate ar fi frumos să faci o improvizație cum se apropie Rusalile, pe Veni Creator Spiritus. Fiind o temă gregoriană, va fi în alt stil față de ce am făcut în mijlocul concertului. Pe această muzică se pretează mai bine o improvizație de
din anii 30 ca și stil, deci va fi puțin mai elaborată, probabil în stil de tocată, dar sperăm să vă placă.